m-am gândit așa. Stai să opresc asta, bun. M-am gândit așa, bă, ce ar fi să mă duc în bronz? Să vedem ce ar putea face un suport de platină, fost diamond, în bronz, pe altă linie. Precizez că n-am mai jucat pe alte lane-uri de foarte mult timp. Nu știu când, dar am jucat numai suport. Deci sunt total main suport. Hai să vedem ce pot să fac în bronz. Dăm start pe top și mid. Vom vedea ce găsim și revenim. Băieții mei, am ales Teemo, am picat pe mid și hai să vă explic de ce am ales Teemo. Am ales Teemo ca să nu spuneți că dau tryhard sau că nu o să fie fan meciu, așa că ne jucăm bronz în... Ne jucăm bronz. Ne jucăm Teemo în bronz. Și vreau să vă spun că n-am filmat de foarte mult timp LOL, cred că a trecut jumătate de ani de când am filmat LOL. Așa că vreau să văd cât vă mai place vouă ligu. Pentru că s-ar putea să nu mai placă și asta ar fi ceva destul de rău, nu? Așa că lăsați și voi acolo multe, multe like-uri. Pe baza like-urilor voi ști dacă să mai continui League of Legends pe acest canal sau să mă opresc de tot. Probabil dacă voi avea un feedback foarte mic referindu-mă la views-uri și la like-uri, nu voi continua cu League-ul pentru că nu vă place, asta înseamnă. Adică vă gândiți că raportez view-urile și like-urile ca și bă, dacă nu prinde, nu fac. Nu, dar dacă nu sunt, înseamnă că nu vă place. Cel puțin asta e logica mea. Deci, consumați altceva. Așa că mă voi raporta la treaba asta. Cu acestea fiind spuse, avem un Yasuo pe mid. Probabil o să-l decimez. Da, și când am spus asta, nici nu știam ce să urmeze. Un Veigar suport împotriva unui Blitzcrank. Probabil va câștiga foarte tare botul Blitz-ul. Ar trebui, cel puțin. Se pare că se încarcă foarte greu dintr-un motiv sau altul. E... Să mă iei de... Nu mai continui, las. Dude, cumpără-ți calculator Polska, fucking idiot. Bun. Și poate vezi, demonetizare pentru că am spus Polska, fucking idiot. Ah, bun, bun, bun. O să vreau să fac build-ul acesta, deci... Știi ce? Și mai puțin tryhard. O să încep cu asta. Ca să știu că fac foarte multe kills. No, bun. Welcome to the Summer Thrift. Mersi frumos, te pup, bro. Poc. 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 Nu, 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 nu așa. Nu așa, poc. Poc. Ah, și ce? Că eu am mare poțiune aici și în poțiunea mea încarcă mai mult decât poțiunea ta pentru că am chestia asta, mă înțelegi? Așa că ți-ai luat-o, nu știu cum să zic. Contul ăsta are flash-ul pe S. Stai să vă arăt, să nu spuneți că mint. Și vreau să mă pun să stau. Și am uitat treaba asta. Oh my god. Bine, jucăm și shit. Se de la shit. You so fucking... Da, bossule, tu erai. Bine, tu. Na, bun. Și... Opa! Mi-o dat Fenta! Nu i-am dat hit. Nice. No. You're so fucking precious when you... Ah, fuck! Nu i-am dat nici asta Fenta. Nice game. Ok. Tu vrei să mori? Nimic împotrivă. Hai să-i fac bine așa un pic, să ne vede, să intre în tilt. Man. Do you fucking even try?
Măcar încerc să joc jocul ăsta. Ca nu mi se pare. Și tu încerci să joci jocul ăsta sau? Ok. Deci nu puteam să-mi dau flash-ul că eu tot am apăsat pe F, dar mă rog. Aparent am și flash-ul. Nici o problemă. 14 stacuri în minutul 7? Nici o problemă. Mă, tu ce dracu faci că nu înțeleg? Chiar nu înțeleg ce ești tu aici. Tu știi că eu te omor dintr-o lovitură acum, nu? Gen... Pe bune! Gen... Ce te joci? Ok. Oh, fuck, am intrat în turetă. Fuck! Bă, man. Lucky! Ia! Yeah! Ok. Am norocul scris în frunte. Ce să... Mamă, cât... Bă, a blocat ceva cu window-ul ăla acum, serios. Fără catering. Chiar a blocat. Dar am blocat și eu pe el acum, ha! Lucky! Lucky Sanky Lanky. Sunt atât de norocos încât am norocul atât de mare că l-am omorât. Am fost atât de norocos încât l-am omorât de 7 ori, ești nebun. Bă, cât noroc am, ești nebun. Hai că-l fac 0-10 până terminăm meciul. Sper. Ăsta e tot planul meu, să-l fac 0-10 pe băiat. Bine, dacă vrea și Kha'Zix să moară, nicio problemă. Nice gangs. Nici o problemă. 20 de stack-uri. Da, da. Da, da. Cum să nu? Da, da. Caută-mă mâine. Poc. Lucky. Lucky. Bă, știți vorba aia? Lăsește puțin. Dar n-am nevoie de help. I don't need any help. Na, ia uite. Ia uite-l și pe ăsta. Ia uite-i pe toți. Sunt toți niște... Opa. M-am calicit acolo puțin. V-am spus că la 2K Gold e regula aia cu te duci bază. Vezi ce se întâmplă dacă nu respecti regulile în League of Legends? A, GG. No! Ai cu AFK! At 20 kills, I go AFK. Deci dacă fac 20 de kill-uri, jur cu AFK. Bine, dacă vrei să mori și tu, nicio problemă. Nicio problemă. Nici nu folosesc ultimata asta, dracu, că n-am nevoie de ea. Eu n-am nevoie de echipă. Ok. Nu înțeleg nimic ce faceți voi aici. But, ok. Oh, no! Lasă-mă puțin, te rog! Dă-te mai așa, n-am loc. O, nu. O, nu. Ce se întâmplă? Na. Ce vrei, nu înțeleg. Eu chiar nu înțeleg nimic, sunt un fel de Alex Alvarez. Nu înțeleg nimic, voiam doar să mă joc League. Care-i problema voastră? For real. Mă, mă Yasuo, mă. Mă Yasuo, mă. Mă, ce ți-a greșit, mă, echipa asta?
Ai 0, ai 1-12, mă. Ce ți-a greșit, mă, echipa asta, mă? Ok. Ce ți-a greșit, mă, echipa asta? Spune-mi și mie. Ce a greșit echipa asta de fidezi din halul ăsta? Ok, stau aici AFK până vine cineva. Ah! Surpriză! Surpriză! Încă 4 kill-uri. Ce tare! Asta chiar se bagă pe mine? Bă, ăsta nu glumește, dar chiar se bagă pe mine. Michael! M-am pus că vreau redul ăsta. Bă, e redul meu, tu nu înțelegi. Am spus că vreau redul ăsta, deci îl vreau. Hai, mă, de ce? Bă, dar nu se duce nimeni pe Jax. Ia, s-o sigur vine pe aici. Pot să-i jur că de tâmpit e. Ia uite pe ăsta. Gata. S-a terminat cu el. Opa, surpriză! Mă duc AFK. AFK. Hai să dansăm, băieți! Haide! Și gang, ei! Bă, 24! Se descurcă și echipa, nu? Adică... Vezi? Mărimea nu înseamnă totul. Hai, lupta cu dragonul, urmărim echipa! Robotul, nenea, robotul se duce în junglă și... Robotul, aici nostru, în junglă, robotul nostru. Foarte interesant. Foarte palpitant, ce pot spune. O bătălie va urma aici să... Hai să vedem. Bătălia secului. Meseric cu un Q. Se duce foarte agresiv acolo. Jax urmează cu W-ul. Exhaust pe cl... Oh my god, Rampage Jax, ce bătălie, ce nebunie acolo. Yasuo cade și el în fața echipei albastre. Meserii cu Q-ul și ultimata se duce acolo pe Varu și... Din păcate să-și dea înapoi W-ul. Jax se duce repede cu ultimata, dar dă un dive pe Kha'Zix și pe Varus. Acesta fuge și în sfârșit este shutdown by... Nu, tot Jax omoară. Oh my god, acest Jax este nebun. Da, băieți, se pare că echipa albastră câștigă. Da. Hai să ne mai mișcăm și noi pe aici. Wow, acel grab de la Blitz și ultimata și el termină Jax dominating. Foarte bine, echipă. Foarte bine, foarte bine. Genial. Acolo Jax foarte frumos. Se pare că termină acest joc. GG boys. Bun, se pare că foarte frumos echipa albastră câștigă prin surrender cu Timo AFK. Foarte frumos, extraordinar. Extraordinar match. Timo merită report pentru că a fost AFK. Foarte frumos match-ul, bine echipa albastră, ajungeți în LCS, GG. Până un alta, vreau să văd ceva, cât de match am dat. Foarte curios. O să-i dau honor acestui Jax pentru că a jucat de minune, măi băieți. Aute, am primit și token, sunt main direct. O, honor. But I was I, but I was AFK and all my team honored me. Oh my god.
Hai să vedem detalii aici. Se pare că în bronz nu se dă report la FK, se dă honor. KD-ul 24-4, din păcate am murit de 4 ori, sunt dezamăgit de mine. Da, se pare că l-am luat pe Jax, cu toate că am fost AFK, am dat mai mult damage decât Jax. Cam asta ar fi episodul, eu sper că v-a plăcut. Sunt... O să plec dacă nu v-a plăcut. Eu am fost Rodby, pa, pa!